Înainte de toate, aș vrea să fac unele clarificări. S-a spus de la acest microfon că s-a degradat discursul în Parlamentul României. Nu știu dacă este așa. Recunosc că n-am avut nici răgazul, nici curiozitatea să urmăresc îndeaproape discursurile din Parlament până când am intrat eu însumi în acest Parlament. Nu mi-aduc aminte însă de o prea mare eleganță a componențelor vechi ale Parlamentului. Mi-aduc aminte de niște manifestări destul de dubioase și mi-aduc aminte mai ales de o solidaritate cu ticăloșia, cu hoția, cu mizeria umană. De o solidaritate care încerca să acopere toate faptele reprobabile făcute împotriva poporului român de către unii dintre cei care erau parlamentari. Așa încât n-aș vedea neapărat o degradare. Poate că a noastră colegă care s-a exprimat astfel a vrut să se refere la felul în care sunt spuse anumite adevăruri. Poate mai frust, poate mai brutal. Dar, stimați colegi, vă întreb, ce preferați? Minciuna poleită sau adevărul dur? Cred că noi ar trebui să fim cei care să dăm tonul în societatea românească și să-l dăm începând prin a spune adevărul. Nu minciuna și să nu cultivăm fățărnicia, ci onestitatea. De asemenea, s-a spus aici că grupul parlamentar AUR din Camera Deputaților s-a dedat la agresiuni, pentru că n-a întrăznit colega noastră să spună că și aici ne-am dedat la agresiuni. Poate că dacă am ridicat tonul, mă considerați și pe mine agresiv. Nu. O fac cu o anumită indignare justificată. În Camera Deputaților nu s-a întâmplat nicio agresiune. A fost tot o izbucnire de indignare în fața minciunii, a hoției, a ticăloșiei practicate împotriva poporului român care ne-a trimis în Parlament. Așa încât nu știu de ce unii se comportă ca niște mimoze și își caută protecție suplimentară. Vă invit să vă faceți niște contracte cu firme de bodyguards, să-i aveți cu dumneavoastră aici dacă vă e frică așa tare de parlamentare AUR. Dar noi nu prin duritatea pumnului vrem să rezolvăm chestiunile care trebuie rezolvate în numele poporului român, ci prin duritatea adevărului spus clar și răspicat. Și asta o să o facem, indiferent de ce o să prevadă regulamentele camerelor Parlamentului. Așa cum deja s-a spus, modificările acestui regulament sunt țintite împotriva grupului parlamentar AUR. Bine măcar că lucrul acesta a fost recunoscut. Era și mai frumos dacă o motivați și în scris, atunci când ați propus modificările respective. Eu am avut o serie de amendamente, mi-am înlocuit colegul de la Comisia de Regulament, în mod special pentru a le susține. Iar majoritatea PNL, PSD, UDMR, a votat împotriva tuturor amendamentelor pe care le-am propus, deși erau de bun simț și încercau să clarifice și să nuanțeze. Chiar și acolo unde nu am fost de acord, cum e de pildă prevederea care interzicea bannerle, am încercat să nuanțez. Pentru că dacă ne luam după dânsii, niciun banner nu putea fi afișat în sala de plen. Așa măcar a rămas că nu pot fi afișate bannerele ofensatoare, cu conținut ofensator. Însă, toate prevederile care au rămas în regulament sunt de natură să îngrădească, practic, modul de manifestare al opoziției. Să ne facă niște mielușei. Și-ar dori colegii noștri de la putere. În opinia noastră, a grupului parlamentar AUR,
toate aceste modificări sunt inacceptabile. Și o spunem răspicat și vom vota împotriva lor. Dar una dintre ele este flagrantă împotriva nu doar a opoziției, ci și a Constituției. Și mă refer la ceea care este prevăzută la articolul 208, litera H. Și permiteți-mi să citez. Retragerea și punerea la dispoziția Secretariatului General al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a tuturor angajaților și a logisticii auto repartizate grupului parlamentar care, prin acțiunile sale, pune în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau angajaților acestea în incinta Senatului. Am încheiat citatul. Și contrapun un citat din decizia 137 din 16 martie 2022 a Curții Constituționale. Citez. O faptă individuală nu poate atrage o sancțiune colectivă asupra grupului parlamentar dacă respectiva faptă nu este expresia contribuției atitudinii comune a grupului, ci exclusiv a persoanei. Deci nu poți pedepsi un grup întreg pentru derapajele unei persoane, indiferent din ce grup ar face parte acea persoană. Acțiunea unui grup și cea a unei persoane nu sunt același lucru. Tot Curtea Constituțională, în decizia sa, spune, citez, sunt neconstituționale dispozițiile regulamentare care creează premisele sancționării grupului pentru fapte care nu dau expresie unei conduite culpabile a sa ca structură organizatorică distinctă în cadrul Parlamentului. Am încheiat citatul. Deci Curtea Constituțională a criticat reglementarea confuză, contrară exigențelor de claritate, mult invocate aici, a căror adoptare încalcă principiul pluralismului politic și restrângerea până la anihilare a posibilității de exprimare a partidelor politice. Stimați colegi, vă avertizez că dacă veți vota în continuare așa cum vă dictează liderii de grup, purtători ai unor interese de cele mai multe ori obscure și când nu obscure, în mod vădit, de grup particulare, dar nu ale poporului român, veți rămâne în istorie ca unii care au votat un regulament împotriva Constituției și împotriva opoziției. Și, de asemenea, nu cred că mai e cazul să vă avertizez, da, e bine totuși să o fac, nu mai e cazul pentru că oricum nu o să vă trezesc, veți ajunge în opoziție. Nu știu dacă sunteți pregătiți să suportați o opoziție așa cum vreți dumneavoastră să fim noi în opoziție prin acest regulament. Vă mulțumesc!